Sebastian Chitoșcă este extrem de fericit că a ajuns acasă. Ce mesaj a postat faimosul pe internet? În urmă cu doar o seară, Sebastian Chitoșcă a ajuns în Germania. La aeroport, faimosul a fost așteptat de familie, care au fost extrem de fericiți să-l vadă după aproximativ 6 luni de zile. Cum a fost prima noapte acasă, alături de soția lui, ne-a spus chiar fostul concurent. Cu toate că a ajuns acasă, acolo unde se simte cel mai bine din lumea aceasta, Sebastian s-a trezit imediat cu gândul la junglă și recunoaște că îi este dor să se trezească cu o șopârlă pe față. Însă, dorul de casă s-a resimțit destul de tare. Băi, mi-e dor de junglă. M-am trezit acasă și nu-mi vine să cred că după 6 luni jumate sunt acasă și sincer mi-e dor de jungla aia. Mi-e dor să mă trezesc cu o șopârlă pe față. În weekend ne vedem pe la București, a declarat Sebastian Chitoșcă, pe contul său de socializare. Pe contul său de Instagram, faimosul a postat mai multe instastory cu soția lui, Alexandra, care a ținut să spună faptul că i-a fost extrem de dor de aceasta. Sebastian, cum a fost prima seară cu soțul tău după 6 luni jumătate? Alexandra, minunată! Sebastian, ți-a fost dor de el? Alexandra, extraordinar de mult! Sebastian Chitoșcă, eliminat de la Survivor România. Sebastian Chitoșcă a părăsit competiția Survivor România duminică seara, după aproape 6 luni în Dominicană. Știam, am presimțit că se va întâmpla lucrul ăsta. Le-am spus tuturor că simt că voi pleca acasă. Chiar voiam să-mi testez abilitățile sportive cu un artist care are inimă de sportive și ăsta a fost singurul obiectiv pe care nu mi l-am îndeplinit aici. Nu am spus niciodată că am un vis să câștig. Am plâns, am râs, am trecut prin multe lucruri. Îi respect pe cei de acasă că m-au susținut până acum. Consider că meritam să ajung mai departe. Sunt și fericit că mă duc acasă, la familie. Nu credeam că voi rezista atâtea luni fără ei, a spus Sebastian Chitoșcă.